Bine v-am regăsit la seria celor mai frumoase probleme de fizică. Azi vă prezint o problemă de cinematică, mai exact o problemă de aruncări oblice și vă voi spune la momentul potrivit în ce constă frumusețea ei, pentru că nu vreau să vă stric surpriza. Problema mi-a fost trimisă de domnul Dumitru Antonie, îi mulțumesc și pe această cale, așa că vă prezint în redactarea și rezolvarea domniei sale. Eu nu voi face decât să explic modul de rezolvare și de aceea nici nu voi folosi tabla. Să vedem întâi enunțul. Să aruncăm o piatră peste casa cu forma din desen, în așa fel încât ea să treacă la limită peste punctele M și N. Și vrem să calculăm viteza inițială minimă necesară pentru asta, unghiul pe care trebuie să-l facă această viteză inițială cu orizontala și distanța de casă de la care trebuie făcută aruncarea. Pentru rezolvarea problemei avem nevoie de formulele aruncării oblice, în câmp gravitațional constant, să le revedem. Calcula întâi cu ce viteză minimă, notată Vm, trebuie să ajungă piatra în punctul M, punctul cel mai înalt al acoperișului, aflat la înălțimea A mic de sol, astfel încât să treacă și peste punctul N. Această viteză minimă corespunde unui anumit unghi pe care viteza din acel moment trebuie să-l facă cu orizontala și în desen acest unghi este notat cu beta. Pentru a face calculele, alegem un sistem de axe ortogonale, X, O, Y, cu originea în punctul M, așa cum vedeți în desen. Dacă ne gândim acum doar la mișcarea care începe în punctul M, putem considera că viteza în punctul M este viteză inițială și o putem nota deocamdată cu V0. Pentru mișcarea pe direcție orizontală, adică de-a lungul axei OX, ecuația de mișcare este L egal cu V0 ori cosinus de beta, proiecția vitezei pe direcția orizontală, înmulțit cu T. Unde L este distanța dintre bazele trapezului dreptunghic și se poate calcula cu teorema lui Pitagora. L este egal cu radical din B pătrat minus A minus C la pătrat. Pentru mișcarea pe verticală, adică de-a lungul axei OY, avem minus A minus C egal cu minus H, semnele minus apar pentru că aceste lungimi sunt măsurate în jos, iar sensul pozitiv pe axa noastră este în sus. Deci minus H este egal cu V0 ori sinus de beta ori T și minus 1 pe 2 GT pătrat, pentru că pe verticală avem o mișcare uniform variată. Din relațiile 1 și 2, prin eliminarea timpului între cele două, obținem minus H este egal cu L ori tangentă de beta minus G ori L pătrat supra de 2 ori V0 pătrat cosinus pătrat de beta, relație notată cu 3, din care rezultă că viteza pietrei în punctul M, acum o putem nota cu V indice M, la pătrat este egală cu, așa cum vedeți, G ori L pătrat supra de 2 ori L ori tangentă de beta plus H înmulțit cu cosinus pătrat de beta. Relația numărul 4.
din care obținem, dacă folosim formula trigonometrică a unghiului dublu, pe care o vedeți scrisă cosinus de 2 beta egal cu 2 cosinus pătrat de beta minus 1, putem scrie, așa cum am spus, pătratul vitezei Vm ca fiind egal cu G ori L pătrat supra L ori sinus de 2 beta plus H ori cosinus de 2 beta plus H. Relația numărul 5. Viteza în punctul M este minimă atunci când numitorul acestei fracții este maxim. Așa că notăm L ori sinus de beta plus H ori cosinus de 2 beta cu F de beta, funcția de beta, care este, așa cum am spus, L ori sinus de 2 beta plus H ori cosinus de 2 beta, și vrem să găsim maximul acestei funcții. Mai notăm L supra H mic egal cu tangentă de teta, și atunci funcția F de beta devine L ori sinus de 2 beta plus H ori cosinus de 2 beta, adică H ori tangentă de teta înmulțit cu sinus de 2 beta plus H ori cosinus de 2 beta. Folosind un pic de trigonometrie, după cum puteți vedea urmărind calculele, putem exprima funcția F de beta ca fiind egală cu H supra cosinus de teta înmulțit cu cosinus de 2 beta minus teta. Și atunci se vede că maximul se obține pentru cosinus de 2 beta minus teta egal cu 1, și asta înseamnă că 2 beta minus teta trebuie să fie 0 sau teta este egal cu 2 beta. De aici rezultă relația 7 că tangentă de 2 beta este egal cu L supra H. Folosind din nou trigonometria, ajungem la relația 8, în care cosinus de teta este exprimat în funcție de L și H, și anume cosinus de teta este, după cum vedeți, raportul dintre H și radical din L pătrat plus H pătrat. Acum, folosind relațiile 6, 7 și 8, putem calcula valoarea vitezei minime necesare în punctul M, dându-i numitorului din relația 5 valoarea maximă. Puteți urmări calculele și puteți vedea că obținem relația V indice M este radical din G mic pe lângă radical din L pătrat plus H pătrat minus H, relația 9. Înlocuind L egal cu radical din B pătrat minus A minus C la pătrat și H egal cu A minus C în relația 9, obținem în final că V indice M este radical din G pe lângă B minus A minus C. Și acum, ca să legăm viteza în punctul M de viteza inițială, viteza de lansare, ne vom folosi de legea conservării energiei. Este o lege a naturii care se pare îi deprimă pe mulți, dar uite că ne ajută să rezolvăm o grămadă de probleme. Energia cinetică la lansarea de la sol trebuie să fie egală cu energia cinetică a pietrei în punctul M plus energia ei potențială acolo, la înălțimea A. Adică mv0 pătrat pe 2, energia cinetică la lansare, trebuie să fie egală cu mvm pătrat pe 2, energia cinetică a pietrei în punctul M, plus mga, energia potențială a pietrei în punctul M. Și de aici rezultă, dacă substituim vm pătrat cu expresia pe care am găsit-o un pic mai sus, că v0 minim este, până la urmă, radical din G mic pe lângă A plus B plus C. Și am răspuns la prima întrebare și acum puteți observa că frumusețea acestei probleme constă în expresia atât de simplă, frumoasă și elegantă a vitezei minime necesare. Ea depinde de suma dimensiunilor geometrice ale secțiunii casei A plus B plus C. Acum să calculăm unghiul pe care trebuie să-l facă această viteză inițială minimă cu orizontala, unghiul alfa. Pe orizontală, mișcarea pietrei este uniformă. De aceea, componenta vitezei ei pe orizontală, V indice X, este aceeași în fiecare punct al traiectoriei. Așa că V0 ori cosinus de alfa, care este componenta pe orizontală a vitezei în momentul lansării, trebuie să fie egală cu Vm ori cosinus de beta, care este componenta pe orizontală a vitezei când piatra ajunge în punctul M.
Și de acolo rezultă cosinus de alfa este egal cu Vm supra V0 înmulțit cu cosinus de beta. Folosind această relație și din nou un pic de trigonometrie, obținem pentru cosinus de beta, puteți urmări calculele, cosinus de beta egal cu radical din 1 pe 2 pe lângă 1 plus h supra radical din l pătrat plus h pătrat. Din care rezultă pentru cosinus de alfa, acum expresia cosinus de alfa este până la urmă, din nou puteți urmări calculele, radical din b pătrat minus a minus c la pătrat supra de 2 ori b pe lângă a plus b plus c și am găsit și răspunsul la a doua întrebare. Mai avem de calculat de la ce distanță de casă, de mic, trebuie aruncată piatra. Pe verticală, mișcarea pietrei este uniformă încetinită până când ajunge la înălțimea maximă. Așa că legea vitezei ne permite să scriem următoarea relație. Vm ori sinus de beta este egal cu V0 ori sinus de alfa minus G ori T. Adică, componenta vitezei pe verticală atunci când piatra se găsește în punctul M este egală cu componenta vitezei pe verticală în momentul lansării minus produsul dintre accelerația gravitațională și timpul care trece din momentul lansării până în momentul în care piatra ajunge în punctul M. Putem exprima timpul din această ecuație și obținem relația pentru T pe care o vedeți, V0 sinus de alfa minus Vm cosinus de beta supra G. Și acum putem calcula distanța din locul de aruncare până la clădire înmulțind componenta pe orizontală a vitezei cu acest timp. Și găsim că de mic este V0 ori cosinus de alfa ori T și în final este V0 ori cosinus de alfa înmulțit cu V0 sin de alfa minus Vm ori sin de beta supra G și am răspuns și la ultima întrebare. Domnul Dumitru Antonie propune și o problemă asemănătoare spre rezolvare, în care aruncarea nu se mai face de la nivelul solului, ci de la o anumită înălțime. Să o vedem. După cum ați văzut, sunt date și răspunsurile pentru a vă putea verifica rezolvarea. Sper că v-a plăcut problema, îi mulțumesc încă o dată domnului Dumitru Antonie, la revedere!